Și aș vrea să te întreb pentru început, în ce domeniu ai activat înainte de începerea cursului la noi și ce facultate ai terminat? Ca să iau cronologic, ca și facultate, am terminat dreptul și înainte să încep să lucrez în domeniul IT, eram funcționar public. Lucram la stat, practic. Deci total, ceva total opus. Ok, care au fost lucrurile care ți-au plăcut cel mai mult în cadrul cursului? Cel mai mult? Cursul total de testare automat. Adică chiar e ceva ce mă pasionează, mă atrage și mă face să vreau să mă dezvolt cât mai mult în acea parte. A fost ceva ce ți s-a părut greu în cadrul cursului? Da, un pic testarea automată utilizând JSON. Pot să spun că acolo am avut eu ceva lacune. În rest, n-a fost nimic neapărat greu, totul se poate învăța, deci e ok. Îmi poți spune unde lucrezi în momentul de față și ce post ocupi? În momentul de față lucrez la Ray Development, ocup postul de QA Manual, cum ți-am spus, cu trecere și pe QA Automation. Asta urmează să se treacă, să spun așa, și în cartea de muncă. Momentan ce mai am, cum să spun eu, lucrez un fel de 70% manual și 30% automat. N-am înțeles. La câte firme ai aplicat înainte să obții acest job? Cred că în total 4, maxim 5 și într-un final am avut de ales între două oferte. Ce poți să-mi spui despre interviurile prin care ai trecut? Câte etape au fost? Dacă ai prezentat proiectul făcut în cadrul cursului la unul dintre ele? Da, la unul am prezentat proiectul și am fost chiar foarte impresionat de el, dar doar la unul. Ca și etape, pot să spun că au fost interviuri tehnice, urmate de teste în sine și apoi discuție finală cu HR-ul. Altele au fost doar discuții tehnice, apoi direct cu ofertă. Și cam atât. Nu a fost ceva foarte, foarte vast, un fel de 5-6 etape. Undeva în jurul la două, maxim trei etape, cam așa. Cât de mult consider că te-a ajutat cursul nostru în obținerea acestui job și la interviu, să Cât de scrii mult despre. consider? Cam 70%. Ok. Aș vrea să te întreb dacă îți place actualul loc de muncă și dacă lucratul în domeniul IT este așa cum te așteptai sau poate ți-au fost depășite așteptările. Pot să spun că lucrat în domeniul IT-ului mi-a depășit așteptările, adică este mult mai ok față de cum așteptam eu. Nu înțeleg de ce n-am făcut chestia asta de mai de mult. Probabil că nu știam de acest lucru, că totul a apărut ca un fel de glumă, gen mi-a spus un prieten de ce nu te faci QA și eu am întrebat ce e aia. Deci de aici a pornit totul. Iar de actualul loc de muncă sunt și mulțumit și nu prea, deoarece eu sunt genul de persoană care preferă să fie într-o continuă dezvoltare și, să spun așa, mi-au pus puțin de tot frână. Adică aș vrea să învăț cât mai multe, dar ei mi-au spus mai încet, mai pas cu pas. Dar, per total, e ok. Crezi că în domeniul IT este nevoie de continuă perfecționare? Da. Dacă vrei să ajungi cât mai sus, da. Dacă vrei să rămâi undeva, nu știu, la un nivel de începător, să rămâi mediocru, o să înveți câteva lucruri de bază și doar atât. Și ca planuri de viitor, ce ai? Intenționezi să rămâi în domeniu și să evoluezi, așa cum ai spus, sau? Da. Pe viitor vreau să ating treapta asta de full automation și probabil de ce nu cu timpul poate trec și pe partea aceasta de dev. Dar voi mai vedea. Momentan, golul principal e testarea automată 100%. Vreau să întreb acum dacă ai recomandat cursul nostru și altor persoane. Da, vărului meu, doar că nu aveați curs de C Sharp, din păcate, el voia ceva cu C Sharp. Și am încercat și soției să îi spun să facă ceva, dar a renunțat. Ea fiind mai mult axată pe partea asta de audit. Ok, pentru ultima parte, vreau să te întreb. Ce le-ai spune și ce sfaturi ai avea pentru persoanele care sunt la început de drum, sunt în căutarea cursurilor de genul acesta, de cursuri IT,
și vor să schimbe întregul domeniu de activitate și totodată întreaga viață. Ce aș putea spune? Să fie foarte atenți la curs, să îi dea tot interesul, să nu vină la curs sperând că vor să facă caterincă, cum am mai avut câteva cazuri, pentru că altfel o să piardă trenul și nu o să învețe nimic. Să-și dea tot interesul, pentru că este un domeniu foarte ok, foarte plăcut, este și bine plătit și este de mare viitor. Ok, am înțeles. Îți mulțumesc încă o dată, Bogdan, că te-ai făcut mulțumesc și eu. Interviu. Îți doresc mult succes în tot și să ajungi acolo unde îți dorește cel mai mult. Mulțumesc la fel. Zi bună!